În primele două săptămâni de președinție, noi președinți trebuie să își facă planurile pentru aranjamentele lor funerare. Ce face dintr-un președinte o personalitate istorică, încă mai poți discuta. Dar în zilele de alegeri, trebuie să te gândești și la lucrurile stranii care rămân legate de o vedetă politică sau alta. În ce privește Statele Unite, ciudățeniile președinților americani ți le enumeră. Jacob von Ericsson. Relaxat și fără cine știe ce pretenții. Dar, cum știi deja, lectura ta poate să dea greutate și cărților mai ușoare. Când ai făcut asta ultima oară? Jimmy Carter a apărut într-o publicație la care puțină lume s-ar fi așteptat. Playboy.